Salut! Vreau să vă povestesc despre Panasonic LZ2000, lansat anul acesta de către Panasonic. Un televizor cu o redare foarte precisă a culorilor, o redare excelentă a sunetului și funcționalități numeroase destinate în special gamerilor. Zic de sunet pentru că acest televizor vine cu un sistem de boxe integrat ce poate reda sunet surround. O raritate pe televizoare. Ziceam de gamer pentru că televizorul acesta integrează Game Control Board de la Panasonic pentru ca pasionații de jocuri să acceseze ușor informații despre jocurile pe care le joacă, iar pe lângă asta are și două porturi HDMI ce suportă 4K 120Hz și Variable Refresh Rate și încă două porturi HDMI 2.0, deci 4 în total. Acest model TV vine în 3 dimensiuni de 55-65 de inci, cum am aici în spate, și un impresionant panou de 77 de inci pentru o experiență cu adevărat cinematică. Avem panouri cu o tehnologie Master OLED Pro, rezoluții 4K UHD, refresh rate de 120Hz și decodare de formate HLG, HDR10, HDR10 Plus Adaptive, Dolby Vision EQ și îmbunătățiri audio Dolby Atmos cu sistem 360 Soundscape Pro și cu un tuning audio făcut de Technics. Dar ai și integrare Google Assistant built-in și Amazon Alexa, pe care le poți comanda prin microfonul de pe telecomandă. Boxele de pe acest televizor sunt impresionante și amplasarea lor se face în felul următor. Avem în spate o boxă, în spatele panoului, în laterale și în partea de jos a televizorului. În spate e un difuzor de 490x60 de mm upfiring, două difuzoare laterale de o parte și de alta și un șir de difuzoare ce se întind la baza panoului. Și poți face și space tune pentru a calibra sunetul în funcție de încăpere, fie manual, fie cu ajutorul telecomenzii ce integrează microfonul, care va ajuta să detectezi care este rezonanța camerei în care l-ai amplasat. Sunetul va fi complet impresionant. De departe, unul dintre cele mai bune redări audio pe un televizor out of the box, așa cum vine el din fabrică. Basul e plăcut, dar sigur, poate pentru o experiență cinematică reală, poți să adaugi un subwoofer. Ar fi o completare binevenită la televizorul ăsta și ușor de făcut, pentru că în spate ai un slot dedicat subwooferului, este și slotul pentru căști și cu ajutorul unui jack poți să conectezi direct la televizor un subwoofer. Modul audio are și el parte de funcție Auto AI, ce ajustează redarea în funcție de conținutul redat, fie că e meci, muzică, dialog sau sport. Asta datorită procesorului pe care îl are acest televizor. Acest procesor pe care îl integrează, care ajută la toate aceste funcții AI, atât pe sunet cât și pe imagine, se numește Panasonic HCX Pro AI, care împreună cu panoul îți permite și ajustarea inteligentă a imaginii în funcție de conținutul pe care îl urmărești și în funcție de condițiile de iluminare. Bineînțeles, televizorul are conectivitate Wi-Fi și Bluetooth. Telecomanda, trebuie să recunosc, este cam lungă. Este destul de mare și nu e nici cea mai ușoară pe care am întâlnit-o. Faptul că are atât de multe butoane te scapă de necesitatea de a mai trebui să intri prin meniuri și să te pierzi pe acolo. Poți să accesezi serviciile de streaming direct din butoanele de Netflix, Rakuten TV, Prime Video, Disney Plus, YouTube, aplicațiile și așa mai departe. Iar sistemul de operare este My Home Screen 7.0 de la Panasonic, un sistem de operare care este foarte ușor de parcurs, intuitiv, funcționează fluid, fără niciun fel de întreruperi și vă spun sincer, a fost o plăcere să-l navighez și să umblu prin el. Dar să vorbim acum despre imagine, respectiv ce îl separă de concurență, selling point-ul, să zic, al acestui televizor. Imaginea, un motiv suficient de bun să apeși pe trăgaci, să zic așa, și să cumperi televizorul ăsta. Ai moduri de redare a imaginii normale, mod cinema, filmmaker, true cinema, custom, profesional, mod sport, mod normal, mod gaming, iar fiecare mod poate fi personalizat în caz că simți că ai nevoie de niște ajustări. Ba un sharpness mai mic, mai mare, ba un brightness, contrast, saturation și așa mai departe. Dar la cât de multe funcții și picture modes există în acest televizor, cel mai probabil vei găsi unul potrivit pentru tine, built-in din fabrică. Poți ajusta lucruri precum noise reduction, după cum ziceam, remasterizarea rezoluției, funcții de îmbunătățire a zonelor întunecate, picture smoothing inteligent. Pur și simplu sunt o sumedenie de variabile pe care tu le poți modifica astfel încât Panasonic LZ2000 să fie fără dar și poate o bestie la nivel de imagine și de personalizare a imaginii. Și cel mai face grozav este faptul că tu trebuie să faci foarte puține ca să te bucuri de o imagine corect calibrată.
Modul Filmmaker, spre exemplu, e un standard în materie de redare pentru filme și, de exemplu, eu dacă aș avea televizorul ăsta acasă, l-aș ține doar pe Filmmaker Mode și aia e, nu mi-aș mai bate capul cu altceva. În modul Filmmaker, televizorul redă gama sRGB la niște scoruri excelente din ce am citit pe net, în alte articole și în teste cu acest televizor și la fel și redarea Grayscale are niște scoruri foarte bune în teste. Spuneam de procesorul HCX Pro AI că datorită lui ai aceste ajustări ale imaginii automate, dar în modul Auto AI din Picture Profile poți să faci o detectare inteligentă a luminii ambientale, a conținutului urmărit și după ce televizorul analizează toate aceste criterii, imaginea este ajustată la nivel de luminozitate, culori, umbre, contrast și face asta atât cu conținutul TV prin cablu, cât și cu surse de streaming sau online. Deci ești acoperit cu acest mod de imagine în orice context de conținut urmărit. Nici gamerii, după cum spuneam, n-au fost lăsați pe din afară, pe lângă cele două porturi HDMI ce suportă 4K 120Hz High Frame Rate, Variable Refresh Rate, AMD FreeSync Premium și Auto Low Latency Mode, avem și noul mod 60Hz Refresh, ce reduce latența atunci când te joci jocuri la 60Hz. Ai și Game Control Board, lucru care te lasă să vezi și să ajustezi detalii în jocuri la modul în care se afișează imaginea jocurilor, detalii precum Frame Rate, Variable Refresh Rate sau HDR Tone. Legat de cele patru porturi HDMI, atenție, doar inputul 2 HDMI suportă ARC. Eu vă spun sincer că e foarte greu să nu te îndrăgostești de Panasonic LZ2000. Tocmai pentru că pare că nu lasă pe din afară pe absolut nimeni, nici profesioniștii, nici pretențioși în imagine, nici gamerii și nici utilizatorii casual. Este un televizor care permite ajustări și personalizări numeroase pe funcții cheie, imagine, sunet, gaming și asta face o alegere inteligentă pentru cei care nu vor să lase la voia întâmplării felul în care consumă conținut. Practic, te uiți la televizor să te relaxezi, să te bucuri de o imagine frumoasă, să intri în starea filmului pe care îl urmărești, să lucrezi și așa mai departe. E un aspect în care ai vrea să faci cât mai puține compromisuri, să fim serioși. Eu cu certitudine l-am pe listă, mai ales pentru că sunt pasionat de film și consum și produc videouri, dar și de sunet. Așa că probabil că am să-i mai adaug un subwoofer atunci când o să pun mâna pe un astfel de televizor, când o să adun bani, dar până atunci o să le iau pe rând și o să mă bucur de sunet așa cum vine el din fabrică, pentru că are suficientă difuzoare cât să mă bucur de o experiență chiar foarte mișto a sunetului. Puteți să-l testați pe LZ2000 în showroom-ul Avestor Herăstrău. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit și rămâne să ne vedem la următoarele clipuri. Pe curând!